La motorul de tractor Fiat Summica 215, când se înlocuiesc cilindrii, se schimbă setul motor, trebuie să fim foarte atenți la schimbarea și înlocuirea cilindrilor, pentru că sunt foarte subțiri și sunt fără umăr, cilindrii sunt presați, alezați și honuiți. Cilindrii sunt confecționați ca diametru exterior făcut după cota blocului, este finisat. Partea interioară nu este finisată, este brută, trebuie rectificată. După ce s-a prelucrat, trebuie să avem în vedere că după prelucrarea alezării și honuirii cilindrilor, cilindru va rămânea foarte subțire în diametru exterior și pentru a preveni o surpriză, să nu avem surpriza să ne tragă cilindrii în jos, căci pe rază cilindrul rămâne în grosime, e 2,5 mm. 2,53 pe rază. Când se presează cilindrii, eu practic o metodă că am mai pățit-o, sunt stampățit-o, cu trasul cilindrilor în jos și mai ales când lucrez cu cilindrii așa subțiri, fără umăr, folosesc o soluție Loctite 603, se unge cilindru, blocul în interior, cilindru, și se presează acest Loctite, este un adeziv, îmi lipește cilindru după 8-10 minute, după presare, se întărește de nu-l mai poți scoate afară, numai prin alezaj. Cilindrii vechi nu i-am putut scoate prin presare pentru că au fost lipiți și pentru a extrage afară a trebuit să alezem interiorul cilindrului până au rămas de 2-3 zecimi și pe urmă i-am scos afară. Acest adeziv rezistă până la temperatura de 150 de grade. Deci nu avem surpriză că se arde sau ceva, alte probleme. Să aveți de grijă când se încălde sau strâng segmenții, e posibil să vi-i tragă în jos. În momentul când aveți un cilindru tras în jos, acel cilindru își mărește camera de ardere și nu mai funcționează în parametrii. După cum v-am arătat, cilindrii rămân foarte subțiri în grosime, 2,5 mm, se vede cât este grosimea pe rază. Dacă nu-i lipim, avem surpriză.